Salutare, Hudina și lor, și bine v-am găsit la un nou episod cu Vineri 13. Îl avem acolo pe Jasonel, l-ați văzut așa cum a dispărut ca măgarul în ceață. Acum mai vedem aici Barda. Și mi-a venit o idee foarte bună, vreau să ne jucăm pe modul offline, unde trebuie să facem niște challenge-uri. Sunt așa niște misiuni single player și vreau să le facem, poate că mulți dintre voi le știți deja. Avem aici challenge-urile. Și momentan nu o să mă bazez pe chestia să le îndeplinesc pe toate, pentru că oricum pe primele le-am făcut pe toate mai demult. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Practic eu o să fiu cu Jason și va trebui să-i omor pe supraviețuitori. Acum trebuie să vedem și în ce fel să-i omor, pentru că trebuie să-i prind așa pe picior greșit, ca să zic așa, și să le dau pe gogoașă. Okeanul Barsanul ăsta zice că trebuie să ne grăbim, să nu ratăm cumva puicuțele de la petrecere, pentru că li s-a stricat mașina. Ok. Mamă, și îmi zice mămic, acum să mă pun pe treabă să mă duc după ei. Am luat cuțitanul. Bun, și mai avem un cuțitan aici, hai să-l luăm și pe ăsta. Deși nu pot să le folosesc pentru că nu-mi funcționează rotița de la mouse, așa că nu o să mă bazez pe astea. Bun, ok, și nu mai știu. Bun, trebuie să apăs pe 4, cred. Și pe 2. Hai să vedem ce fac ăștia întâi și întâi. Pot să mă duc aici să-i supraveghez. Ăsta vine, vine, l-am văzut, i-am văzut căpățâna, ia uite-l aici. Bun, și ăsta acum, dacă mi-amintesc eu bine, merge să se pișe, frate. Așa că o să putem să-i dăm pe gogoaș atunci. Hai să vedem. Merge așa încet, îl pândim. Acum s-a dus să se pișe, hai să apăsăm pe 4. Mergem așa, bam, și îl prindem acum. Și o dăm pe gogoașă. Ia să vedem, îl strângem de gâtlej. Și pe ăsta l-am prins. Bun, acum ideea e să nu mă vadă celălalt, pentru că celălalt o să se sesizeze cel mai probabil. Ai. Celălalt o să se sesizeze cu siguranță. Hai să mergem să îl pândim așa de aici, să vedem ce face. S-a dus acolo, bun, ok. Sunt curios dacă o să intre sub mașină sau cineva o să facă. A, lucrează acolo la mașină. Ok, anu Barosanu. Așteptăm acum să ni se facă abilitatea asta din nou, după care aș merge să-l iau pe partea asta la altă. Hai să mergem pe partea asta la altă, să ne uităm, să vedem cineva face. Și sunt curios dacă pot să-l prind la mașină. O plecat de la mașină. Oh, și merge acolo, nice, Rino Pane, bine, mulțumesc foarte mult pentru abonare. Ok. A, bun așa, bun, bun, bun. Mergem acum cât e sub mașină și ia să vedem dacă putem să aruncăm mașina pe el. Bun, și am reușit, hudinașilor. Mama mia, i-am dat direct mașina pe fățău, frate. Nu m-au văzut, mama mia. L-am anihilat, vere. Ai, ai, ai de viața mea. Doamne feri. Și am reușit să câștigăm. Nice, Rino Pane, vino. Ne-am luat doar un singur, să banu două cranii. Deci ne-am luat trei. Să banu trei. Nice. Deci am luat trei cranii. Asta înseamnă că ne-am descurcat de minune. Ai, 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 ai. Bună, laiticule. Bine, la timp am făcut mai mult decât înainte. Pentru că înainte aveam un minut și 40 ceva de secunde sau ceva de genul ăsta, cel mai bun timp. Hai să vedem acum. Să dăm pe ăsta primul. Da, un minut și 41 de secunde. Bine, asta pe timpul când mă jucam foarte mult și știam să mă joc foarte bine. Acum nu mai știu exact tastele ca lumea, așa că o să mă cam încurc. Bun, și hai să selectăm acum pe alt din asta, altă misiune, și dăm pe start. Și haideți să vedem pe misiunea asta ce putem să facem. Nu mai știu exact ce se întâmplă. Și noi o să fim cu Jason pe toate misiunile. Deci nu cred că o să fim pe nicio misiune cu supraviețuitorii. O să vedem pe parcurs, nu mai știu exact câte misiuni, o să ne uităm exact după meceanul ăsta, o să ne uităm să vedem câte misiuni sunt. Opa, ăștia ori au auzit ceva? O zbiera cineva? Bun, și aia văd că face mâncare acolo. Face mâncare acolo, au ăștia sunt împreună. Opa, 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 cineva ori au auzit? Ah, am înțeles. O testat așa la vrăjeală ceva. S-a luat curentul. Barosane, s-a luat curentul. Ce se întâmplă când se ia curentul? Cine apare oare?
Opa, asta e speriat, frate, și asta i-a zis, nu mai fi speriat, băi, fătălăule, du-te și deschide și tu curentul ăla, prinde curentul, vezi ce s-a întâmplat acolo. Ok, și noi suntem cu Jason Elu. N-ai să vină pani vină, putem să intrăm și prin apă. Ok. Și cred că ăsta o să vină aici, aici este hambarul, oare? Habar n-am. Da, uite, ăsta o să vină aici, hai să stăm aici în apă. Până trece nemernicul ăsta. Ne uităm așa numai cu coada ochiului. Sper să nu mă vadă. Bun, și acum se duce asta să repare electricitatea. S-a oprit acolo, nu știu de ce s-a oprit. De ce te-ai oprit, Barosane? Bun, acum intră acolo în hambarul ăla. Și acum trebuie să facem în felul următor. Ne facem așa puțin invizibil ca să nu ne simtă. Și hai să vedem aici cum îl prindem noi și îl omorâm. Ce faci, Barosane? Ai uitat de Jason și i-am dat mare picior și l-am electrocutat, Barosane. Ai, 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 ai. Și ne uităm noi așa pe găurica aia, l-am distrus pe asta. Doamne, l-am prăjit rău de tot, Barosane. Doamne, feri. Și am făcut 250 de punctane. Și acum trebuie să vedem unde e asta. Ia să le mai face aici mâncare, da. Bun, acum așteptăm iară, iară ne facem așa cu asta. Deschidem ăsta încet. Oh, m-a văzut. Încercăm să o prindem ăla, iticule. Bun. Și acum îi dăm, ia să vedem ce facem. O luăm de gâtlej. Mai am vrut să scape de Jason. Nu ai cum să scap de Jason. Doamne fer, deci nu poți o dai cu Jason. Am anihilat-o. Ăla, iticule, bun. Și acum din câte știu eu mai vin încă două persoane. Hai să închidem ușița aici. Dar mai vin ăștia doi. Bun, și ăștia acum intră în casă. Și eu trebuie să mă ascund sau ceva de genul ăsta. Cum pana mea să-i prindem acum? Ok, închidem ușa asta, nu mai putem să o închidem, nice. Bun, hai să vedem acum cum facem. Ne ascundem pe undeva, pe unde pana mea să mă ascund. Mă duc la etaj. Stăm aici la etaj și îi pândim să vedem. Nu mai știu pe unde naiba vin ăștia. Hai să stăm pe aici pe undeva. Uite așa stăm. Poate că o să vină cineva pe aici. A, uite acolo. Ok, îi văd acum. Se aprind niște chestii așa atunci când se mișcă. Unde sunteți, băi, parosanilor? Ok, anu, Barosanu. Nu-i văd să vină. Hai să mergem după ei. Aud ceva pe aici acum. Oh, m-a văzut direct, mă, frate. Trebuie să deschid ușa. Bun, ok, anu, Barosanu. Opa. Ai, 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 sper să nu scape de mine, sincer să fiu. Mama mia, asta vrea să scape, frate. Îi dau mare din asta pe gogoașă. Nu! Nu scăpa, te rog! Nu scăpa! Asta scapă, frate! Nu fugi! O scăpat, frate! Out of bound. O scăpat o persoană. Hai să încercăm să o prindem pe asta la altă. Bun, o vedem aici. N-ai serino, pani, vino. Hai să-l prindem pe ăsta dacă putem. Ai, ai, ai. Eu n-au scăpat, vere. Nu-mi vine să cred că o scăpat. Hai să dăm așa pe ăsta, să fugim. Unde pana mea asta? S-a dus la etaj, oare? Cred că s-a dus la etaj, da. Îl prindem aici. Oh, nu scapi tu de Houdini. Și îl agățăm în cui. În cuier, îl băgăm aici la cuier, la iticule. Bă, din păcate, o reușit persoana aia să scape. Aia, n-am avut cum să o prind. Ia să vedem câte crani primim. Două, pentru că oricum nu avem cum să primim trei, că o scăpat o persoană. Ba, da, trei, mă! Numai că scrie fail de acolo. Ok, anu, Barosanu. Ai, 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 bă, eram pe aproape, eram pe aproape, frate. Da, bă, măcar am încercat și am reușit să prindem trei persoane din patru, ceea ce e super bine. Și ia să vedem câte challenge-uri din astea avem. Avem 10, că și scrie acolo 10 din 10, n-ai sărino, pani, vino.
Da, deci avem 10 challenge-uri, după care o să încercăm să ne mai jucăm și pe multiplayer. Dar pe multiplayer faza e că nu mai joacă chiar atât de multă lume și sper să-mi găsească lobby destul de repede. Dacă nu, o să văd eu cumva să filmez. Dacă nu, poți și offline cu boții, hopa. Vă zic să te joci cu boții din câte știu, dar offline cu boții. Poate că o să ne jucăm dacă nu cu boții, să vedem dacă vă place joculețul ăsta foarte, foarte mult. Să nu uitați de Instagramul meu, l-aveți acolo sus în dreapta, houdini.insta, rupeți acolo butonașul de follow sau al treilea link din descriere. Primul link este către canalul iubitei mele, Foxy, rupeți acolo butonașul de subscribe pentru că postează și episoade săptămânale. Să nu uitați și de al doilea link din descriere către canalul meu secundar, rupeți acolo butonașul de subscribe ca să fiți la curent cu tot ce o să postez și acolo. Și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!